Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarea lună. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale până la finalul lunii septembrie în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 28 august 4 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile nord-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile nord-vestice și local în cele vestice, centrale, sudice și estice. Iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval. În perioada 4-11 septembrie temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și sudestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval. De asemenea, în intervalul 11-18 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile estice și sudestice. Regimul mult pluviometric se va situa în jurul celui specific pentru acest interval la nivelul întregii țări. În săptămâna 18-25 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile estice și sud Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.